Alarma de incendiu s-a dat la miezul nopții, locatarii blocului fiind scoși din apartamentele lor din cauza fumului dens ce se degaja din magazin. Pentru a stinge focul, în zonă au fost trimise mai multe echipaje de pompieri cu două autospeciale cu apă și spumă, precum și o autospecială de descarcerare. Sosiți la locul evenimentului, echipajele operative au constatat că incendiul se manifestă fără flacără vizibilă, cu ardere mognită și cu degajări mari de fum. Preventiv au fost evacuate 60 de persoane din 32 de apartamente situate deasupra spațiului comercial. S-a acționat pentru localizarea și stingerea incendiului concomitent cu operațiunile de evacuare a fumului. Intervenția a fost îngreunată de degajările mari de fum și de vizibilitatea redusă. Incendiul a fost localizat în scurt timp de la sosirea pompierilor militari și lichidat în limitele găsite. Din fericire, nu au fost victime și, de asemenea, mare parte din marfa din magazin a fost salvată. Cauza probabilă a incendiului a fost un scurt circuit electric produs la un cuptor cu microunde.